Dumnezeu mai mare, pentru că sunt prieten cu Jules, suntem prieteni de, cred că de 15 ani, dacă nu, da. Cam 15 ani. Și Dumnezeu mi-a martor că nici o secundă din viața asta n-am încercat vreodată să fac un avans. Vă jur. No. Niciodată. Nu, că te cred. Era să zic și eu, nici eu. Aici am mai discutat. Aici ai discutat. Super iar, tare. Aici ai discutabil, da? Este formația Sfinții. Da. Da. Știți cum s-a întâmplat? Avocatul meu și prietenul meu, Cătălin Dancu, în vremea aia un avocat de mare succes și acum un avocat de mare succes, avea niște bune conexii acolo în, la New York și organizându-se Ziua României la New York, a invitat formația Talisman să cânte acolo. Împreună cu... mai eram o delegație mai mare. Președintele statului, Ion Iliescu, era pe vremea aia Hagi, Nadia Comăneș, mă rog, reprezentanța ai tuturor ramurilor mai importante, zic, de succes din România. Și evident că am acceptat. Spectacolul urma să fie în aer liber pe Wall Street. Se închidea circulația pe Dita Mai, Bulevardul Wall Street. Foarte tare! S-am pus o scenă și am cântat acolo. Și ne-a întrebat, noi ar vrea să ducem și o formație ceva de fete, să cânte bine, să arate bine. Pe cine ne propune? Și atunci eu am propus trupa sexy, știu că mă vrei. Da, tu cântai în aia? Da, ia uite și pe Nicolae. Hai, bună dimineața, Nicolae, tot da, regula aici. Și atunci le-am invitat și pe ele și am avut acest periplu primul, de fapt, în viața noastră, în formație Talisman, cred că și în viața ta. Prima plecare în America. Da, prima plecare în America, da, foarte frumos. Deci asta a fost prima plecare, iar acum, iată cum se întoarce roata. Exact, avocatul nostru care atunci ne-a propus lucrul ăsta a fost desemnat consul general al României la New York. Perfect. De ce vrei mai mult de atât? De una de zile ele consul nostru general acolo, așa că ne putem mândri că avem un prieten consul general. Nu profităm din asta că n-avem ce, dar poate că merge să mai facem un concert pe Wall Street. Mă, Doamne, ajută-mi de gura. Dacă vedeți lupul, să mă sunați pe mine. Ăsta e trafic de influență, ce-am făcut eu acum, ca să știu. Mea culpa dacă a făcut ceva rău. Nu, vreau să-mi vă povestiți o peripeție a voastră împreună. Una dintre amintirile care v-a făcut să râdeți cel mai tare la un moment dat, în concerte, oriunde. Julia, separat sau nu, împreună? Păi hai să ne ducem aminte de America? Tot America. Să duci aminte ce vei tu. A, scenă. Foarte greu acolo în America de găsit sonorizarea, dragilor. Aici avem sonorizare bună și la Pocreaca există sonorizare. Serios? Da, e foarte greu acolo de găsit. Noi suntem suflete de artiști, noi românii. Noi găsim de toate, avem de toate. Noi stăm bine la ne capitolul ăsta. Și acolo a stat bine. Problema era că curentul era produs de un generator, nu era din alimentarea. Păi asta vreau să zic. Da. Dar s-a găsit soluție, clar. Și la un moment dat a fost problemă cu generatorul. Așa. Dar s-a remediat problema imediat. Cert e că am avut emoții. Eram pe Wall Street și nu mai mergea. De fapt, treaba e simplă. Sonorizarea și erau foarte bune. N-aveam curent acolo. Nu dădea nimeni pe stradă. Trebuia să vină cineva cu un generator. Lucru pe care organizatorii nu l-au luat în seamă atunci. Și-au trimis repede după un generator, două generatoare și au venit niște chinezi cu generatoarele. Da. Care se întrerupeau din 5 în 5 minute. Chiar mai des. Da. Și cântam ceva la modul singur. Dureri pe care lacrimi. Deci se întâmplă și la case mai mari ca să... Și pe ce era din față de acolo? Șefu, ați mai putea cânta o altă piesă, că n-am înțeles jumate din ea. Da. Zic, stai că mai cântăm o altă, poate să întrerupe în altă parte și înțeleg ăștia. Și din două piese le leagă. Sau la un moment dat ne doream... Până la au legat chinezii cumva la două generatoare, nu știu, le-au combinat. Credeam că au legat piesa. Am sau la un moment dat vroiam, pentru acolo nu prea se mănâncă ciorbe, logic, supe, și aveam poftă de o supă de, și am rugat organizatorul să se ocupe de treaba asta, pentru că noi chiar ne doream ceva. Bă, data viitoare mă las pe mie cu voi, bine? Da. Fii atent, foarte tare. Și mai ții minte supa aia de porumb chinezească? Ne-a adus o supă de porumb chinezească cu niște chestii care se lungeau așa, nu știu. Nu dă, ce nu dă. Era ceva scârbos. Nu mi-a plăcut. Îți place usturoiul, e bine? Mai vrei? Bunicel, e bine, e bine. Bunicel. Era pentru prima oară când vedeam și eu niște fructe. De seama că noi eram atunci la începutul anilor 2000, ce povestim noi acum și... Da. Pentru prima oară, băi, și am văzut într-un magazin, exact acolo pe Wall Street, mă, niște fructe. Deci noi pe vremea nu văzusem așa fructe. Rug, din revistă. Perfect. Frumoase, impecabile. Bă, tot. Și intru acolo și zic, cât costă șefa? $2, mă, la $2 mi-a dat așa un valing de ăsta. Wow. Mamă. Și alea.
Și mă întreabă, zice, niște topicuri, nu vă pun. Hai, domnule, cum să-mi strici tu mie fructele? Și ies cu fructe la băieți. Luăm câte o căpșună fiecare. Mâncăm prima căpșună, zic, bă, poate mi s-a părut. Avea gust de pepene din ăla verde, deci roșu, dar marginea aia verde, știi? Aha. Că mănânci. Hai, ca nici în Dumnezeu nu are. Niciun nimic, niciun, avea gust de nimic căpșuna aia. Zic, ia să iau eu alt fruct, iau alt fruct, avea același gust. Bă, frate, frumusețile astea n-au niciun gust, nu. Deci mi-am amintit, zice femeia, nu pui un topping. Și mă duc înapoi și zic, domnule, cum mi-ați recomandat cu toppingul ăla? Că, da, că nu are niciun gust. Pe căpșună vă recomand un topping de căpșună. Ți-ai băgut de căpșună, nu? Și am pus niște sucuri de ăla pe acolo și aveau gust deja. Ea, pentru prima oară când mi-am dat seama că frumusețile alea de fructe, de fapt, n-au niciun gust. Nu, niciun gust. Și cu reviste, mamă, când le-am văzut acolo, așa zic. Astea sunt. La mine acasă, în grădină, în viața mea, am văzut așa fructe. Că ei, gândeai că noi, în România, doar de-a mult, de vă câțiva ani de zi, ne dăm seama. Exact. Ce înseamnă o legumă, un fruct bun de sezon românesc. Luca, la mine e simplu. Ceapă călită, ceapă șalot din aia, un pic mai finuță, un pic de ulei de măsline. Am pus un pic de usturoi, foarte puțin.